Jocul video, o posibilitate de distracție aparent inofensivă, poate ascunde și capcane. Aproape 8 milioane de români sunt împătimiți ai jocurilor video, arată cel mai recent studiu despre gamingul local. Fenomenul jocurilor video a luat o și mai mare amploare în perioada pandemiei, fiind o alegere atractivă de petrecerea timpului liber acasă. Utilizatorii ar trebui să fie însă bine informați cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au și să respecte recomandările din perspectiva vârstei. În caz contrar, pot apărea surprize neplăcute. Cei care încep și se joacă, de cele mai multe ori, să fie foarte atenți la toți termenii și condițiile în momentul în care descarcă sau intră pentru prima oară, fiindcă avem tendința de cele mai multe ori doar să dăm click și să acceptăm anumite condiții fără să citim absolut nimic. Infocom s-a lansat o campanie națională de educare și informare a consumatorilor în domeniul jocurilor video pentru a ajuta pe jucători să înțeleagă ce probleme pot întâmpina dacă nu sunt suficient de atenți la anumite detalii. Un aspect ar putea fi legat de cheltuielile neprevăzute, dar mai sunt și altele. Este o zonă extrem de periculoase pentru foarte mulți, fără să conștientizăm, ajungem să descărcăm în telefoane, în laptopuri, în tablete, tot felul de jocuri care unele pot să fie chiar destul de invazive din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal, dar ar trebui să fim foarte atenți, mai ales la acele jocuri în care sunt pachete separate de cumpărare, unde sunt cu plata recurentă și ne putem trezi cu anumite plăți de mii de euro. Un aspect foarte important este cel privind modul în care sunt expuși copiii. În cazul jocurilor online de echipă se poate ajunge chiar și la incidente de hărțuire sexuală, susține președintele Infocons. În momentul în care discutăm de zona aceasta de jocuri, mai ales pentru copii, să fim foarte atenți, mai ales ca părinți, și să vedem ce jocuri sunt și condițiile care le au acele jocuri pentru a nu ne trezi cu copiii că au după aceea cine știe ce tipuri de atitudine. Potrivit studiilor de specialitate, un român se joacă în medie pe 2-3 dispozitive. Telefonul mobil este preferat într-un procent de 64%. Urmează PC-ul sau laptopul cu 60%, iar tabletele și consolele au parte de o atenție de puțin peste 15%. Datele mai arată că un jucător român cheltuie lunar o medie de aproape 9 lei pentru achiziționarea jocurilor pe telefonul mobil și 46 de lei pentru jocurile pe console. Psihologii au demonstrat că există 6 tipologii de jucători. Este vorba despre jucătorul ambițios, de cel multitasking, de răbdător, de rațional, de jucătorul relaxat și de cel grăbit.